partituri, microfoane, boxe, drumuri, concerte, provocări, înregistrări, filmări. Acestea au făcut parte din viețile noastre în ultimii 14 ani. Ne-am apucat de tineri și chiar dacă nu știam mereu încotro să mergem, am avut simțământul că Dumnezeu ne sprijină și că El este la cârma lucrării pe care dorim să o facem. Canalul YouTube Luiza Spiridon a pornit de la ideea de a promova o muzică curată, care aduce oamenii mai aproape de Dumnezeu. Ne-am bucurat împreună cu dumneavoastră de darul acesta special pe care El ni l-a lăsat, de acasă, de la muncă, de la biserică sau din orice alt loc de unde ne-ați fost alături. Pas cu pas, de-a lungul anilor, oamenii care rezonează cu mesajul pe care îl promovăm s-au strâns, chiar din mai multe locuri ale lumii, iar săptămâna aceasta am avut parte de un moment deosebit, deoarece deja 50.000 de persoane fac parte, alături de noi, din această imagine. Canalul YouTube numără deja 50.000 de abonați care se bucură de o muzică închinată lui Dumnezeu, iar noi suntem în continuare determinați să punem la cale tot mai multe proiecte frumoase, prin care să-i slujim împreună. În cei 14 ani de existență ai canalului, am reușit să adunăm 423 de materiale video cu muzică creștină. Majoritatea acestor materiale sunt videoclipuri filmate în diverse locuri, în special în natură, deoarece natura vorbește cel mai frumos despre Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călătoria aceasta frumoasă și pentru că ne-a călăuzit și ne-a binecuvântat în toți acești ani. Dorim să mulțumim de asemenea tuturor celor care, de-a lungul timpului, ne-au susținut, celor care ne-au dat un zâmbet, celor care ne-au zis o încurajare, celor care ne-au primit în casa lor, celor care și-au modificat programul de lucru ca să ajungă cu noi la o filmare, celor care au stat cu Luis, celor care ne-au ajutat să încărcăm echipamentul, celor care ne-au susținut prin rugăciuni și cuvinte de îmbărbătare. Fiecare gest de bunătate a contat și ne-a ajutat să creștem și să continuăm. De la primele note muzicale înregistrate, la fiecare concert susținut, la fiecare videoclip încărcat, am simțit că suntem parte din ceva mai mare decât noi înșine. Fiecare piesă cântată a fost o punte către inimile voastre, iar fiecare mesaj primit de la voi a fost o încurajare pentru noi. Vă mulțumim că sunteți alături de noi pe acest drum, că ne susțineți și că împărtășiți cu noi bucuria muzicii creștine. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu susținerea voastră, privim cu încredere spre viitor și ne angajăm să continuăm să aducem în inimile voastre pacea și bucuria prin muzica noastră.